Fa mi re do, fa mi re do, fa mi re do, sol! Ați o dat? Da, domnule, da, tot ce ați spus! Da! Do, si, la, sol, do, si, la, sol, do! Ați o dat? Da, domnule, tot ce ați spus! Păi, cinstea mea, domnule! Dar nu ați dat nimic. Dar nu ați zis nimic, domnule. Poate sunteți sord. Nu, domnule, nu sunt. Am repetat de 10 ori aceleași note. Dar, domnule, nu ați zis niciun cuvânt. Eu vorbeam despre muzică. Dar, domnule, eu nu știu muzică. Tu nu știi să scrii note muzicale? Și atunci, de ce ai venit? Ca să scriu, domnule! Ca să scriu! Domnule, ignorant! A scrie înseamnă, în muzică, să notezi! Dar, domnule, eu nu știu să notez! Privește acel bust! Dar, domnule, eu nu-l cunosc pe domnul! Bustul dumneavoastră! Așa deci! Tu nici nu ești făcut pentru a scrie muzică! Iar eu, cel mai mare gen din Europa, cel mai elocvent, cel mai bărbat, tâlharule, în genunchi tâlharule, și află de la acest filozof că doar lenea și intriga sunt motive de rușine. Munca este onoare pentru oricine. Ieși afară! Dobitocul ăsta m-a făcut să uit cea mai frumoasă linie muzicală pe care am compus-o în viața mea. Signor baron, prea umilul dumneavoastră servitor! Bună ziua, domnule! Se pare că nu am de onoare de a fi cunoscut de către signor baron! Mă tem că nu, domnule! Io soy Paganini! Cum? Dumneavoastră sunteți celebrul Paganini? Pero si, si! Io soy Paganini! Cel după care s-a făcut atâta vâlvă în Italia? Adăugat și Germania, signor baron! Domnule Paganini, permiteți-mi să vă îmbrățișez! Signor baron, din toată inima, un iubitor de l'arta come o signor baron. Bine ați venit în orășelul nostru, domnule Paganini. Aș putea să vă întreb ce proiecte mai desfășurați? O, signor baron dorește să vadă ultima mea descoperire? Domnule Paganini, m-ați umple de bucurie! Bene, bene! Capriccio! Da-da-da! Bună ziua, domnule baron! Studiile pe care vi le-am dedicat m-au obligat să vin să-mi prezint omagile. Dânsul e... Da! Aceasta este noua mea descoperire! Domnule Andru! Domnule Paganini! Cu siguranță vă amintiți toate concertele pe care le-am pus în scenă! Cele mai bune din Europa! Într-adevăr! Să ne fi văzut, signor baron! Ce culegere de simfonie am avut! Ce artiști aleși! Ce amintiri! Dar, să lăsăm asta la o parte! Proiectul dumneavoastră! Proiectul? Desigur! Proiectul meu! Am de gând să aduc în România un proiect ce ne va asigura o poziție de vârf față de toate celelalte națiuni ale lumii. Ar fi vorba de o școală de muzică. Unde, o școală de muzică? Unde toți elevii ar fi trimiși încă de mici acolo, unde ar fi alătați doar de cei mai mari muzicieni. Unde cel mai mic lucru nu s-ar cere decât pe muzică! Decât pe muzică!
domnule Leandru. Totuși, ne-am putea confrunta cu probleme din partea guvernului. Doar știți că este criză. Criză, domnule Vocărâni? Asta este tot ceea ce vedeți? Criză! Ei bine, domnule Leandru, văd că dumneavoastră aveți puterea să treceți peste orice! Bineînțeles că pot! Finalmente, domnule baron, nu vă sunt sfâșiate zi de zi urechile de lipsă de armonie care domnește societate! Pe cinstea mea, domnule Leandru, imaginea este izbitoare! Într-adevăr! Domnule baron, un om ca dumneavoastră, că domnul Vocărmini, eu însumi, ar trebui să dăm exemplu, să avem copii și pentru asta să ne căsătorim. Să ne căsătorim! Să ne căsătorim! Să ne căsătorim! Să începem cu dumneavoastră, domnule Leandru, că sunteți cel mai tânăr. Domnule baron, ar fi o mică problemă. Nu, 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 nu cred! Domnule baron! Datorită pasiunii mele pentru muzică! Ce tată mi-ar da-o pe fica sa drept nevastră? Și averea mea nu e una. A mea o va completa, domnule Leandru! Și vă dau pe fica mea! Extraordinar! Domnule baron, aveți o fică! Și eu nu am auzit-o cântând? O, stați să o chem! Isabela! Isabela! Apropie-te! Bunătatea paternă, sensibilă la micile tale nevoi, îți va da drept soț pe primul muzician de pe pământ! Nu, mama, nu niciodată! Ce spui?